CSU Danubius a fost din nou aproape să obțină primul succes din acest sezon. Victima se putea numi tot Minaur Baia Mare. Partida a fost echilibrată, iar în opinia stafului tehnic al gazdelor, arbitrii au fost părtinitori. Față de celelalte jocuri anterioare, am făcut un meci bun. Chiar am avut șanse să câștiga, dar când am jucat bine, iarăși au intrat în rol cei doi arbitri care la aceleași faze lor la dat 7 metri, nouă le-a dat faultul în atac. Asta face parte din joc. Deci și observatorul federal care este salariatul Federației Române de Handbal, de câte ori am protestat și eu și domnul Florin Andronic, niciodată n-am avut dreptate. Mi se pare ceva curios așa, pentru că i-am spus domnului Chirvase că ambele echipe joacă după același regulament. Evoluția bună a handbaliștilor gălățeni l-a bucurat pe Miron Stanciu. Sportivii de la CSU își fac astfel o ieșire demnă de pe prima scenă a handbalului masculin românesc. Și mă bucură faptul ăsta că mai sunt două etape și, de-adevăr, jucătorii sunt puțin dezamăgiți și altfel se pregătesc așa pentru Liga Națională, pentru că suntem într-o situație destul de delicată din toate punctele de vedere. Ce se va întâmpla cu CSU Danubius din vară încolo este greu de anticipat, cu siguranță că lotul echipei gălățene va arăta cu totul altfel decât în acest moment.